Bună seara tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei de 10 ianuarie pentru semnele de apă, rac, scorpion sau pești. Înainte de toate vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținere, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Numai bine vă doresc, oamenii mei dragi. Haideți să vedem pentru Zodia Rac. Zodia Rac, văd o întristare, o dezamăgire. Aveți inima dezamăgită. Cineva v-a înșelat așteptările și văd că sunteți cu moralul la pământ, să spunem așa. Aveți nevoie să iertați pentru a vă vindeca inima, da? Pentru a ieși din această întristare, această supărare. Văd Zodia Rac, o femeie de pământ, o fecioară capricorn. Poate această femeie v-a venit. O să clarificăm mai încolo. Văd că veți intra în contact cu această femeie în semn de pământ sau poate chiar dumneavoastră veți fi acea femeie care va trebui să vă ocupați și de casă, și de familie, de aspectul financiar în principal. Un rege de spade sau o instituție pentru dumneavoastră, o colaborare cu această instituție, un expert vă poate da o mână de ajutor, vă poate sfătui. Dacă aveți nevoie, mergeți și cereți sfatul acestui profesionist. Este un bărbat respectat, inteligent, care vă poate da sfatul de care aveți nevoie. Este un bărbat care știe să se facă respectat și este un intelectual, să spunem așa, care lucrează într-o instituție sau un cuplu. Poate dumneavoastră aveți o relație cu acest bărbat și acest bărbat este un pic detașat sau foarte mental și un pic mai rece, mai distant în ce vă privește. Și acest lucru vă poate răni. Haideți să clarificăm pentru Zodia Rac. Pentru Zodia Rac. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în Zodia Rac. Vreau să clarific. Ok, văd o gelozie aici, o gelozie, o disperare, o preocupare, vă simțiți victimizați, aveți aceleași gânduri în mintea dumneavoastră, poate în ce privește o sumă de bani, poate așteptați o sumă de bani și acest lucru vă disperă sau poate ați pierdut o sumă de bani și văd un blocaj mental totuși care tot se repetă, anumite gânduri se repetă, nu vă dă pace, nu vă duce la disperare. Haideți să vedem. Dar uitați aici, veți avea parte de o consolare. Vedeți? Divinitatea va veni spre dumneavoastră și vă va consola sufletul, vă va consola inima. Veți avea parte de afirmare și o femeie în semn de pământ vă poate ajuta. Această femeie este practică, gentilă și este în stare să vă dea o mână de ajutor. Vă poate da ajutor, este generoasă. Haideți să vedem și acest rege de spade. Da, veți primi un mesaj cât de repede dacă așteptați un mesaj din partea unei instituții, din partea unui bărbat, veți primi un mesaj cât de repede va veni spre dumneavoastră și va trebui să faceți drumul și să țineți pasul cu aceste drumuri și văd și o reuniune, poate o împăcare cu persoana iubită sau poate împăcare cu o persoană dragă, vă văd că veți avea parte de victorie, să știți, deci nu renunțați, nu vă pierdeți cumpătul, nu vă pierdeți, cum să spun eu, în aceste preocupări, în această suferință. Veți vedea că veți ieși din acest, va fi o deblocare pentru dumneavoastră și văd o schimbare fericită pentru dumneavoastră în ce vă privește, să știți. Veți merge la un drum și vă veți întâlni cu acest bărbat și veți avea parte de victorie. Haideți să vedem pentru Zodia Rac. Pentru Zodia Rac, da, sunteți un pic frustrată în relația dumneavoastră, în relația care vă aflați, poate nu mai comunicați, poate nu mai e confidență între voi doi sau poate dumneavoastră vă autosabotați cu gânduri și acolo sunteți blocată, vă e frică și văd și gelozie, văd gelozie aici, poate din partea dumneavoastră sau a persoanei iubite. O frică și văd că vă ascultați ego-ul sau din cauza ego-ului, orgolului s-a întâmplat aceste lucruri.
Cred că e nevoie să vă deschideți inima, să comunicați, dar văd că veți avea parte de reuniune și de victorie, dragii mei raci. 14-14 spune că e nevoie să faceți un compromis pentru a aduce pace în viața dumneavoastră, pentru a aduce armonie, să încercați să fiți mai echilibrați. Zice, lege de cauză și efect vă va învăța că fiecare acțiune produce și o reacție. Orice efect este generat de o cauză. Asumă-ți responsabilitățile de alegerile tale și îngerii îți vor sta aproape pentru a vă susține în deciziile voastre. Deci, da, un echilibru. Trebuie să ascultați mai mult persoana iubită sau persoana din jurul dumneavoastră, să coborâți la compromisuri, să spunem așa, să luați ca importanță și părerea altor persoane, să ascultați și opinia altor persoane pentru a face un echilibru în viața dumneavoastră, pentru a aduce echilibru și armonie. Și aveți grijă la deciziile care le luați, pentru că este legea cauzului efect. Deci aveți grijă la ce vă gândiți și ce doriți să aveți sau ce acțiuni veți produce, pentru că ce veți da, veți primi înapoi. Da? Să vă asumați responsabilitățile la deciziile voastre. Îngerii oricum vă va sta alături pentru a vă susține în aceste decizii, dar încercați să luați deciziile potrivite pentru dumneavoastră, pentru a vi se întoarce iubirea înapoi și recunoștința. Oferiți iubire și veți avea parte de iubire. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Dacă v-a plăcut, ar însemna foarte mult pentru mine să-mi dați un like și înscrieți-vă la canal dacă nu ați făcut-o încă. Apăsați pe clopoțel, este gratuit. Veți primi în acest mod notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs. Mulțumesc! La revedere, numai bine! Doamne ajută! Sănătate! Zodia Scorpion. Zodia Scorpion, în această zi văd că vă veți simți foarte bine singură, mai încrezător, mai echilibrați în propria persoană, în propria ambiție, da? Că văd că veți fi și foarte încrezători, ambițioși, să spunem așa, și satisfăcuți și de independența dumneavoastră, de ceea ce aveți. Poate vă veți cumpăra ceva frumos, poate veți face ceva frumos la lucrul dumneavoastră, la păr, la oricum, sau poate veți ieși la o plimbare și veți sta foarte bine la acea plimbare, adică vă veți simți foarte bine, vă veți simți în largul dumneavoastră, încrezători. Văd și pe plan de sănătate, stați foarte echilibrați, vă veți simți bine în pielea dumneavoastră și văd că veți colabora cu alte persoane, veți face ceea ce vă place, în ce privește pasiunile dumneavoastră. Văd o colaborare în ce privește banii, da? Partea financiară, și văd că sunteți talentați la această colaborare și veți avea parte de recunoștință, vi se vor face recunoscute meritele. Și un echilibru. Astăzi e clar, veți vorbi de bani și e o zi în ce privesc banii, deci veți negocia sau veți avea între de bani, veți colabora pentru bani cu cineva din trecutul dumneavoastră, poate cu cineva mai tânăr decât dumneavoastră, dar și totuși văd cifra 3, poate 3 persoane. Și semne de pământ, aur, fecioară, capricorn. Dacă nu, atunci veți vorbi de bani și vă veți ocupa de bani, de partea financiară. Oricum, văd că cineva va întinde o mână, un sfat, un ajutor, poate o sumă de bani, un echilibru pentru dumneavoastră. Poate chiar și dumneavoastră veți întinde mâna altor persoane, să le dați o mână de ajutor. Haideți să clarificăm pentru Zodia Scorpion. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în Zodia Scorpion, vreau să clarific. O femeie în semn de pământ, poate în Zodia Fecioară, va avea un rol important sau într-o zi de nouă. Da? Văd că sunteți în așteptare acestei femei. O veți aștepta sau vă veți auzi cu această femeie. Vă veți întâlni cu prietenii dumneavoastră la un suc, la o cafea, la o plimbare, la aer liber, și veți primi un mesaj din partea unei persoane care colaborează cu dumneavoastră. Văd totuși că va trebui să menținuți un echilibru între două priorități, și în ce privește banii, în ce privește trebuie să mențineți un echilibru în ce privește banii, sau între două priorități, sau între două lucruri, două situații.
Pentru că văd aici suișul și coprușul și din trecutul noastră veți primi o veste pentru această colaborare. Haideți să vedem. Pentru stabilitatea dumneavoastră. Și un bărbat vă va căuta, un bărbat matur, să spunem așa, vă va căuta, va încerca să vă aducă un beneficiu, să vă dea ceva sau să vorbiți cu el, să vă dea un sfat. Un bărbat va încerca să vă intre în grație, să spunem așa. Vă aduce un beneficiu acest bărbat. Da, oricum vreau să vă zic că veți întâlni pe cineva nou. Veți întâlni pe cineva nou. Zice că veți ieși și acolo în drumurile dumneavoastră, veți întâlni pe cineva nou, poate veți primi mesaj să vă întâlniți cu cineva, să aveți o întâlnire, de ce nu, foarte frumos. Sau plănuiți să vă întâlniți sau să mergeți într-un loc anume. Foarte frumos. Foarte bine, Zodia Scorpion. Zice că e timpul să faci o alegere importantă care va revoluționa viața ta. În curând vei avea ocazia corectă pentru a zbura, să nu-ți mai fie frică, să îmbrățișezi oportunitățile care ți se prezintă. Norocul te va ajuta și norocul va fi de partea ta. Fii pregătit pentru a risca. Aruncă-te și vei câștiga. Alegeri învingătoare. Acesta este sfatul îngerilor pentru voi, Zodia Scorpion. Destinul va veni în calea dumneavoastră și va trebui să faceți alegeri învingătoare, oportunități pentru voi. Aceste lucruri sunt destinate să vină în viața dumneavoastră și văd că lucrurile se vor debloca, se vor mișca. Da? Oamenii mei dragi, dacă v-a plăcut, ar însemna foarte mult pentru mine să-mi dați un like și vă doresc o zi cât mai plăcută. Dacă nu v-ați inscris încă la canalul meu, este gratuit. Apăsând pe clopoțel, veți primi notificări cu ceea ce voi distribui eu pe parcurs. Sănătate, numai bine, Doamne ajută! Zodia Pești, haideți să vedem. Dumneavoastră ați ieșit o persoană foarte altruistă. Pregătită să dați o mână de ajutor altor persoane sau dumneavoastră vă veți gândi la viața dumneavoastră, la persoanele dragi vouă și văd că veți fi foarte sensibil în această zi în ce privește un tânăr, o persoană mai tânără sau o femeie mai tânără. Văd că veți primi și o opinie din partea unei persoane mai tinere care nu vă va place chiar așa de mult, dar această persoană este, din păcate, directă, dar în același timp este sinceră. Este o persoană, poate chiar și sensitivă, adică sinceră, dar în același timp este o persoană care ceea ce spune are dreptate, adică simțurile sale. Văd o relație de suflet de pereche sau văd că vă veți împăca cu partenerul dumneavoastră, da? Sau poate va trebui să studiați o chestiune anume și o veți studia împreună cu partenerul dumneavoastră. Va trebui să aprofundați o situație. Și totuși văd aici că cineva vă observă, poate o femeie vă observă de la distanță. Cineva este mai curios în ce privește o relație, un cuplu, da? În ce privește relația dumneavoastră, văd că vă veți deschide din nou inima și tarotul vă sfătuiește să vă deschideți inima din nou acestei persoane, să mai dați o șansă acestei persoane pentru că merită să nu renunțați. Zice împăcare. Haideți să clarificăm Zodia Pești. Pentru Zodia Pești. Da, dumneavoastră ați ieșit din nou, dacă sunteți femei, dacă sunteți bărbați, o femeie va avea un rol important în viața dumneavoastră. Femeia inimii dumneavoastră va decide o situație, ea este muza sufletului dumneavoastră. Dacă sunteți femei, dumneavoastră sunteți pe primul plan în această zi și văd că cineva va da un sfat și va fi sincer în ce privește un hoț sau investiție pe plan financiar. Văd o schimbare din partea unui hoț, poate din partea unui tânăr sau unei persoane curioase. Să aveți totuși grijă la o amenințare din partea unui hoț în ce privesc investițiile. Da? Poate veți primi vești de genul sau poate veți vedea pe internet ceva anume.
Haideți să vedem. Și în ce privește relația, văd că vă gândiți foarte mult să aprofundați o relație și poate acolo dumneavoastră poate vă uitați pe rețele de socializare în ce privește o persoană anume pentru a aprofunda această persoană, pentru a înțelege dacă este ok sau nu, pentru a verifica anumite lucruri în ce privește această persoană. Și văd că sau pentru alții, un bărbat se gândește foarte mult la o relație de cuplu și văd că studiază foarte mult și foarte multă visare în ce privește această relație de cuplu și cred că veți avea anumite alegeri de făcut cu persoana iubită, foarte multe opțiuni de ales, da? Și veți face alegeri împreună și studiați împreună aceste alegeri de făcut. Vi se spune să aveți încredere în dumneavoastră, să vă ascultați intuiția, vocea interioară. Ai încredere în tine, ești un suflet bun, dar în același timp și foarte fantazios, adică îți faci multe vizite. Ai echilibru corect al intelectului și deschide-te la armonie interioară. Iubește și lasă-te iubit și nu-ți fie frică să iei decizii înțelepte. Ascultați-vă intuiția. Și cred că această decizie o va face o femeie. Și dumneavoastră cred că vă e frică că persoana respectivă nu este sinceră și loială. Dar îngerii vă sfătuiesc să vă ascultați intuiția și vocea interioară, să vă lăsați iubiți, să vă iubiți și pe voi și nu vă fie frică să luați decizii dacă va trebui să luați decizii în ce privește această zi sau într-o relație sau trebuie să luați decizii cu o persoană, cum ziceam înainte. Decizii înțelepte împreună cu o anumită, cu persoana iubită. Haideți să vedem. Aveți frică să nu fiți folosită sau ca o persoană să nu fie cam narcisistă? Văd totuși aici cineva care este cucerit sau folosit. Da? Cred că dumneavoastră vă e frică că această persoană are ceva de ascuns. Este o persoană aici care poate are ceva de ascuns și simțiți acest lucru. Vă e frică. Vă e frică să nu fiți folosiți și dați la o parte. Dar sunteți foarte empatici. Dar totuși, îngerii vă sfătuiesc să ai încredere în tine însuți. Dacă sunteți femei, dumneavoastră sunteți foarte neîncrezătoare pentru că ați suferit în trecut și vă e frică să nu mai suferiți. Dar totuși aveți încredere în vocea noastră interioară. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Dacă încă nu v-ați înscris la canal, vă sfătuiesc să o faceți apăsând pe clopoțel, veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui și dacă doriți să-mi dați un like, care însemna foarte mult pentru mine. Sănătate, numai bine, Doamne ajută! La revedere!